Sâmbătă seară, Râmnicu Sărat a fost din nou luat cu asalt de zeci de motocicliști veniți din mai multe județe ale țării la cea de-a șasea aniversare a clubului Seawolves MC Buzău. Petrecerea a avut loc chiar la sediul clubului, iar organizatorii au pus la cale detaliile petrecerii în cele mai mici detalii. Berea a curs valuri, iar grătarele au sfârâit continuu. Le urez mai bine la Nu le pot dura decât ce mi-a strâns și mie. Rămână puternici pe motoare sănătoși. Dornici de distracție, după ce iarna i-a făcut să-și țină motoarele mai mult în garaj, motocicliștii au încins cheful rapid. Atmosfera a fost animată și de un concert live susținut de Costin Adam de la Transilvania Phoenix și Valentin Ștefan de la Doar Atât. La 6 ani de la înființarea clubului Seawolves MC Buzău, președintele acestuia, Nicu Baciu, este mândru de numărul tot mai mare de membri și de acțiuni organizate. Cel puțin activitatea clubului s-a amplificat în sensul bun. Ocaziile pe care ni le creăm de a face donații înainte de Paști și de Crăciun, plus ocazii când noi organizăm întruniri, organizăm un bal al motocicliștilor, unde ne întâlnim cu prieteni din aproape toată țara. Membrii clubului Seawolves MC Buzău organizează an de an una dintre cele mai frumoase întruniri tradiționale, Motobikers Party. Evenimentul a ajuns la cea de-a 9-a ediție, va fi organizat și anul acesta, în perioada 6-8 iulie, în pădurea din localitatea buzoiană Pleșești.